Salut și m-am găsit la un nou videoclip pe acest canal, eu sunt UnrealBite, m-am găsit la episodul cu numărul 16 din EFC 24. Astăzi vom juca primul nostru meci în UEFA Champions League contra la Victoria Plaza. Deci va fi foarte, foarte interesant. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați butonul like, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. În episodul trecut știm că am transferat 3 jucători foarte, foarte buni pe Luxo, Musiala și Teo Hernandez. De asemenea, am și vândut jucători, l-am vândut pe Darwin Nunes, Ryan Gravenberch și cred că am mai văzut încă unul. După cum puteți vedea, și overall-urile au crescut foarte, foarte mult. Mijlocul este 88 full. Această echipă a lui Victoria Plaza este o echipă, da, destul de low, dar echipa asta este în grupa noastră de Champions League. Asta înseamnă că este destul de ok. Noi desigur că vom băga full team, adică nu o să avem milă de adversari pentru că este în Champions League totuși, adică trebuie să jucăm bine. Și începe meciul contra Victoria Plaza. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm acest meci important. Victoria se pare că atacă foarte bine acolo, însă reușim acolo să lovim noi cu capul și prinde Alisson în brațe. Faza importantă, haideți să vedem, shoot, însă este acolo apărat de Alisson. Bine Alisson, ce ne-a salvat acolo Alisson. Ce alunecare bună, însă tot nu avem mingea. Teo Hernandez la balon, Teo Hernandez cu trivela, un shoot interesant. Am zis să încerc, dar na, se aștepta să apere portarul. Haideți să vedem, Salah, pasă la Musiala șutează, apără portarul, ce aproape. Paza importantă pentru Victoria, Copic, se pare că atacă aici, intră care șutează, însă apără Alisson destul de bine. Ce fault acolo, însă se păstrează avantaj. Faul, se pare că se va da un galben pentru faultul dat de el la dinauri. Faza importantă pentru Victoria, haideți să vedem, centrare foarte bună, însă Teo Hernandez acolo, nu pasează bine, șutează, dar iese acolo Alisson foarte bine. Corner pentru Victoria Plaza, hai să vedem ce reușește să facă. Centrare, însă păstrează mingea, însă șutul este blocat. Vini, șansă foarte mare, șansă imensă. Greșește pasa, însă sare din nou la el. Haideți să vedem, centrare bună la Musiala, preluare și gol, mamă, a ajutat acolo să iasă portarul, însă nu, Musiala reușește să marcheze primul lui gol în la această echipă de fapt. Revedem faza, Diogo Jota, centrare foarte bună la Musiala, preluare destul de grea, însă reușește Musiala să prindă balonul destul de bine acolo și să înscrie. Da, și să termină meciul, se pare că câștigăm 1-0 contra la Victoria Plaza. I-am bătut destul de greu, pot să zic, a durat ceva până la gol, dar important este că am câștigat. Următorul meci este contra la West Ham, dar meciul ăsta cred că o să-l simulăm pentru că nu mi se pare un meci foarte important. Meciul ăsta cred că o să mai și odihnim jucători pentru că n-am făcut nicio schimbare. Uite, o să-l băgăm pe Gakpo și în mijloc o să-l băgăm pe McAllister. Și haideți să vedem cu o simulare, haideți să vedem dacă câștigăm și se pare că câștigăm. Marchează acolo Mohamed Salah, Enzo Fernandez cu dublul de fapt. Următorul meci este în Carabao Cup, pe care dacă ținem minte noi destul de bine am pierdut-o sezonul trecut. Data asta vrem să o câștigăm. Și avem meci contra Chelsea, echipă destul de grea, dar cred că putem să o batem pentru a ne continua drumul în Carabao Cup. Aceasta este echipa, se pare că Van Dijk și Musiala sunt destul de obosiți, dar o să-i schimbăm la pauză, să sperăm că poate ne ajute până la pauză să marcăm. Bun, și începem meciul, haideți să vedem ce rog să facem meciul ăsta foarte important. Pasă la Musiala, haideți să vedem, Musiala trece acolo bine de Cucurela, se duce singur, are spațiu destul de mult, trece și de înfundaș, șutează, apărăm acolo destul de bine portarul. Din păcate, faza foarte bună pentru Musiala. Haideți să ne încorne pentru noi. Salah bate la Jota, haideți să vedem, o farfecă, însă nu ajunge la el. Ok, se pare că a fost un foul dat de noi. Bine acolo, Vini și se interceptează bine balonul, pasă foarte bună, toarce Jota acolo, îl vede pe Arnold cum a înaintat, haideți să vedem, centrarea destul de bună la Musiala cu, mamă, cu Scorpion Kick! Ce păcat! Ce aproape să înscrie cu un Scorpion Kick! Teo Hernandez pasă bună la Jota, însă este prea lungă. Important acolo fază, shoot! Pamă, ce-am prisipit faza, ce bombă din fața porții. Trece acolo, sule bine Moreira, însă este acolo Van Dijk cu ultimul fundaș care ne salvează. Madueche, centrare bună și ratează din fața porții în Cuncu, incredibil cum a putut să rateze. De trebuie și repriza, haideți să vedem, poate repriza a doua reușim să marcăm. Bine acolo, Vini are viteză, se poate duce singur. Vini cu finesul, însă peste poartă. Mult peste poartă. Înapoi la Madueche sus la Gusto. Fază importantă în gareul nostru. Madueche șutează în blocaj. Șutează din nou în blocaj. Ce ne apărăm acolo, destul de bine. Vine acolo la Alexander-Arnold. Haideți să vedem. Alexander-Arnold intră în careu. Găsește pasa la Vini. Vini șutează însă pe lângă poartă. Haideți să vedem. Avem nevoie de împrospătură. Schimbări foarte importante. Haideți să vedem dacă ne ajută să câștigăm. Teo Hernandez. Teo Hernandez pe flanc. Haideți să vedem. Teo Hernandez. Șansă foarte importantă. Pasă la Gakpo. Gakpo încearcă să treacă, însă nu este fault. Pasă foarte bună acolo la McAllister, care pasează la Gakpo. Gakpo jos la Jota. Jota cu scărița și intră scărița. Intră scărița peste portar. Minutul 83 reușit să scriem acolo. Și cred că, da, cam asta a fost meciul. Câștigăm meciul, cred că. Pasă foarte bună la Gakpo. Gakpo îl vede acolo liber pe Diogo Jota și Diogo Jota peste portar. Ce frumos gol. Termină meciul aici Diogo Jota. Fază importantă pe la sfârșitul meciului pentru Chelsea. Însă acolo este Konate și respinge acel balon. Și se termină și meciul, reușim să supraviețuim. Câștigăm meciul contra la Chelsea în Carabao Cup cu 1-0 și ne menținem în turneu. Se pare că n-a venit Monthly Scouting Report. Haideți să vedem, poate găsim un jucător foarte interesant. Nu este bun, nu este bun, nu este bun. Dar se pare că la olandez n-avem noroc. Haideți să vedem, poate avem noroc la argentinieni. Nu e bun, nu e bun, nu e bun. Haideți să vedem totul la spaniol. Dacă n-am avut noroc la nicio țară, poate la spaniol găsim ceva. Însă, din păcate, nu găsim absolut nimic. Din păcate, trece și așa să lună și nu găsim niciun youngster bun. Următorul meci este destul de interesant. Manchester United contra la Liverpool în Premier League. Meciul se pare că este pe Anfield. Un meci destul de interesant. Vom juca să vedem ce reușim să facem contra la Manchester United, pentru că avem același număr de puncte. Suntem practic amândoi echipă pe locul 1. Bine, la gola vera este diferență. Aceasta este echipa la Manchester United. Sunt destul de multe schimbări, dar nu mi se pare schimbări foarte bune. Avem pe Unal, pe Castrovilli, pe Calabria în dreapta, care a fost și sezonul trecut. Dar o echipă destul de mid spre high, dar nu prea, nu știu, nu mai are chestia aia. Echipa asta este în full putere data asta. O să încercăm să câștigăm meciul ăsta cu orice preț. Este un meci destul de important totuși. Și încep meciul, haideți să vedem ce putem să facem în meciul acesta foarte important contra la Manchester United. Pază foarte importantă, Musiala la balon. Musiala se poate duce singur, se duce singur. Haideți să vedem, șutează, apără acolo Nana, foarte bine Nana, apără bine. Corner pentru noi, haideți să vedem, Mohamed Salah înspre Jota. Jota, fază importantă, nu reușește acolo. Centrarea destul de bună, însă este perfectă pentru Van Dijk. Rashford șutează de la distanță, însă prinde acolo Alisson. Ce bombeu de la Rashford. Musiala șutează, însă prinde acolo Onana destul de bine. Totuși pasează destul de bine la Soboslai. Soboslai șutează, prinde portarul din nou. Incredibil cât poate să apere Onana. Fază importantă, Unal pasă la Antony. Antony intră în careu, Antony. Fază importantă pentru Antony. Ce face Antony acolo? Își bate joc de fază. Haideți să vedem. Antony se plimbă cu mingea la balon. Și fază importantă. Da. Apără acolo Alisson, este. Avem și noi portambu. Corner pentru United, haideți să vedem. Eriksen execută până la Mount, însă nu ajunge la Mount. Stă repriza, nu reușim să marcăm, însă faze foarte importante. Soboslai pasează la Musiala trece destul de bine, șutează! Nu se poate! Cât poate să scoate portarul? Ok, faze importante, hai să vedem. Salah la Konate, nu ajunge la minge la Konate. Pentru Vini, nu pot să... Nu, bă, nici Vini nu reușește, mă. Haideți să vedem din nou, Alexander-Arnold. Centrare înspre Van Dijk, este prea lungă. Mingea la Salah, apără iar portarul, mă, nu se poate așa ceva. Pasă bună acolo la Vini poate să treacă singur. Pasează la Salah, nu reușește nici Salah, incredibil. Zeu portarul, zeu, e Levi Yashin în prime-ul lui. Centrare foarte bună la Rashford, haideți să vedem, Rashford pasă în spate la Mount intră destul de bine, șutează însă pe lângă poartă. Și șutează Manchester United, însă nu reușește să marcheze. Calabria trece destul de bine, pasă la Sancho, care ține din bine de balon. Eriksen pasă înapoi la Sancho șutează, apără portarul. Reușim să o scoatem. Ultima fază pentru noi, haideți să vedem. Ultima fază, Mohamed Salah trece destul de bine, pasa este bună la Soboslai. Soboslai pas, centrarea destul de bună la... Nu mai nimer. Apără Nana, atât vreau să zic, apără Nana. La Diogo Jota, uitați și voi cum apără Nana. Ultima fază din meci, apără Nana. Incredibil. Corner pentru noi, haideți să vedem. Îl chemăm încoa, pentru că este fază importantă. Vini. Vini șutează, apără portarul. Nu se poate așa, îl transfer. Gata, îl transfer. Băi, deci Onana, meciul ăsta a fost cel mai bun portar din lume. Onana în meciul acesta a fost Leviathan Prime. Nu se poate și ceva cât a aparat omul ăsta. Trecem peste meciul contra Manchester United și următorul meci este contra la RB Leipzig. Un meci destul de important pentru că este în grupele Champions League. Aceasta este echipa lor, o echipă foarte bună. Simacan, Openda în atacul Vern, o echipă foarte bună. Wan-Bissaka se pare că s-a transferat la ei. Dani Olmo la fel foarte bun. Echipă chiar bună. Aceasta este echipa noastră. Van Dijk se pare că este obosit, o să-l schimbăm acolo cu un alt fundaș. Iar acel fundaș o să fie Scalvini, să sperăm că va face treaba destul de bine acolo în locul Van Dijk. Și începe meciul în Champions League contra RB Leipzig. Haideți să vedem dacă reușim să-i batem și să dăm încă 3 puncte. Bine acolo, combinația de pase, însă nu reușește Jota să finalizeze. Fază importantă, marchează RB Leipzig, marchează Openda. Wow, a scăpat acolo foarte, foarte bine și niciun fundaș nu s-a aștepta. Revedem faza, pasa foarte bună, se pare că Scalvini greșește. Sperăm că va face treaba destul de bine acolo în locul Van Dijk. Lasă locul liber și Openda este singur portarul, marchează desigur. Vini are viteză foarte mare. Intră singur în careu, însă nu reușește să treacă. Musiala acolo. La Vini, pasa la Soboslai, haide să vedem Soboslai trece destul de bine, șutează, marchează, de la ce distanță a fost șutul ăsta, marchează pentru Liverpool și facem egalul. Revedem faza, Soboslai trece destul de bine acolo, finalizarea nu mai zic că este perfectă, la ce distanță. O, bine acolo, intră Vini la alunecare, haide să vedem la care și cu ce îmi spaseze. Îl vede acolo pe Jota, șutează însă în blocaj, ce aproape. Și se termină prima repriză, haideți să vedem poate a doua repriză, reușim să marcăm și să câștigăm meciul. Openda în care o fază foarte importantă, șutează însă nu înscrie, rămâne mingea la ei însă. Trece acolo Van Dijk, Wan-Bissaka șutează foarte prost. McAllister, foarte bună pasă la Salah și Salah nu reușește să marcheze acolo. Șutează foarte bine, însă parchează, marchează, vreau să zic. Corner pentru noi, haideți să vedem, ultima fază. La Diogo Jota nu reușește. Da, și se termină meciul 1-1, se termină meciul, nu reușim să marcăm în a doua repriză, dar nici ei. Totuși e bine că scoatem egalul și obținem măcar un punct. Mai avem și un meci contra la Everton în Premier League, dar desigur că îl vom simula rapid. Haideți să vedem și... nu reușim de fapt, este egal, Dele Ali se pare că marchează la ei și Mohamed Salah la noi. Încă un meci cu Nottingham Forest, un meci la fel de slăbuț, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm tot cu Sim. Și... da, reușim, se pare că marchează Diogo Jota și ne ajută să câștigăm acest meci. Următorul meci este contra la Villarreal în Champions League, dar acest meci îl vom juca în episodul următor pentru că deja l-am lungit destul de mult. Nu uitați, dacă a plăcut, să apăsați acolo butonul like, să vă abonați ca să deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost UnrealBite, vă pup! Pa, pa!